și 24 de minute în matinalul RFI, invitatul dimineții în studioul nostru, prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu și Luca Niculescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Magda, mulțumesc, Cătălin Predoiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți prim-vicepreședinte al PNL și prim-ministru în cazul în care partidul dumneavoastră ajunge la guvernare. Ați lucrat destul de mult la programul de guvernare. Cum vă simțiți acum că l-ați terminat? Iată o etapă, începem alta, lucrurile se leagă, pentru că acest program e gândit pentru a susține acțiunea politică a partidului, atât în opoziție, cât și în eventualitatea preluării guvernării. Spun că e un instrument inclusiv de opoziție, pentru că el este mai mult decât o simplă rețetă fiscală, este o viziune completă, pe termen lung, pentru societatea românească și servește colegilor noștri pentru a-și fundamenta pozițiile politice față de guvernarea PSD-ului. În eventualitatea în care vom intra la guvernare, sigur va uh, fi o bază pentru uh, contractul cu românii. Haideți să discutăm puțin despre el, are multe pagini, 40 de pagini, numai în varianta cea scurtă și v-aș propune să începem cu economia și cu fiscalitatea, pentru că sunt lucrurile care probabil că îi interesează cel mai mult pe români. Am văzut că una dintre propuneri este reducerea taxei pe valoare adăugată începând de anul viitor la 19%, pe de altă parte există și acea propunere a PSD-ului în codul fiscal cu 20%. Vă simțiți într-un fel de concurs cu ei? Nu, nici de cum, de aceea am subliniat faptul că e o viziune integrată asupra economiei naționale, pentru că măsurile de relaxare fiscală nu pot da rezultate dacă nu sunt acompaniate. De aceea noi am împărțit în două această intervenție cu politici fiscale. Am stabilit o primă etapă, o primă uh, uh, durată de aproximativ 2 ani în care practic trebuie să punem în ordine finanțele țării din perspectiva administrației adică informatizarea ANAF, un alt comportament față de contribuabil, combaterea corupției chiar în cadrul administrației, orientarea inteligentă a controlelor către zonele în care există cu adevărat evaziune fiscală și tratamentul corect aplicat contribuabililor care își plătesc impozitele în mod voluntar, eliminarea hărțuielilor asupra firmelor care nu cotizează politic, a toate aceste lucruri pot contribui la o mai bună colectare. Această mai bună colectare combinată cu combaterea evaziunii fiscale ar putea crea premizele pentru uh, un aparat uh, al fiscului care să funcționeze mult mai performant. În paralel, dacă ar merge mult mai bine și absorpția fondurilor europene și, în fine, să rezolva chestiunea investițiilor străine care... Au scăzut foarte mult în anul 2014. S-ar putea crea premizele unei relaxări fiscale. De aceea am stabilit în etape aceste. Deci, dacă toate acestea aceste lucruri nu am... se întâmplă, TVA-ul nu scade, spuneți. Noi ceea ce am spus este că simpla scăderea a TVA-ului, fără să fie acompaniată de măsuri de reformă structurală, în zonele pe care le-am indicat, dar și în altele, cum ar fi uh, companiile de stat, care au arierate și un management neperformant, care produc pierderi. Și nu produc profit pentru proprietar, inclusiv guvernul, acolo unde e proprietar. Toate aceste măsuri fiscale nu sunt decât uh, un fel de marketing politic, eventual electoral. Nu poate fi spus același lucru și în cazul dumneavoastră, adică cel puțin cam asta apare. Adică suntem ca în jocul celor 12 diferențe. Am pus cele două programe unul lângă celălalt și ne chinuim să găsim diferențele fără să vedem diferența de substanță. Diferența este, repet, în faptul că noi nu vedem în măsurile fiscale uh, un panaceu, un, o soluție universală a tuturor problemelor, ci ne concentrăm și pe reformele structurale, unde domnul premier Ponta este scadent, în sensul că nu a dus până la capăt reforma companiilor de stat, nu a îmbunătățit suficient colectarea, la TVA suntem pe ultimul loc în Europa. Nu avem rezultatele pe care am putea să le avem în combaterea evaziunii fiscale, chiar dacă unele progrese s-au făcut. Au cresc totuși, da. veniturile. Dar încă la buget. mediul de afaceri ne spune că nu se merge acolo unde e marea evaziune fiscală. Deci, toate aceste lucruri sunt restanțe. Nu întâmplător, Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement asupra României pentru risc de dezechilibru macrobugetar. Adică aceste măsuri pe care le a anunțat premierul Ponta, prim ministru Vulcov, neacompaniate de politici de reformă pot conduce din nou la un dezechilibru financiar bugetar, lucru care ar putea să îndepărteze și acei investitori care mai au încă încredere în România. Ori aici este nu. marea da. marea marea diferență, că noi nu avem în vedere o măsură uh, politicianistă, electoralistă, dacă vreți, de justificare a continuării guvernării în absența unor rezultate, uh -huh. noi vedem o intervenție în economie care cu adevărat să creeze pas cu pas un nou model economic. Ați vorbit că i-am pe specialiștii Comisiei Europene, ați discutat măcar la nivel informal despre intenția dumneavoastră de a uh, reduce fiscalitatea? Noi am spus foarte clar că dorim să păstrăm echilibrele financiar-bugetare asta este prima condiție pentru orice politică economică altfel aceste politici rămân pe hârtie nu pot fi aplicate dacă veți întreba guvernul despre simulările pe care le-au făcut păstrând același nivel de colectare TVA veți vedea că apar acele uh, găuri adevărat în buget uh, unii specialiști spun de 11 miliarde, alții de 16 miliarde pe care nu Poate guvernul Ponta uh, să o suplinească prin uh, venituri suplimentare. De aceea trebuie puse lucrurile invers. Mai întâi, reformă, păstrarea echilibrelor financiar-bugetare cu greu câștigate, cu mari sacrificii, și apoi o politică de relaxare fiscală temperată, și apoi din ce în ce mai accelerată, dacă economia suportă o astfel de, de politică. Ce faceți însă dacă ne vine PSD-ul cu codul fiscal în parlament, așa cum are de gând, îl veți respinge în totalitate spunând al meu este programul meu este mai bun sau veți începe o discuție pe marginea lui? Depinde de formula în care este. Istoria acestui cod fiscal ne arată că el e de fapt elaborat de un grup de experți din mediul privat. Apoi, însușit de guvern și lansat în așa să dezbatere publică. Nu mi-e clar încă modalitatea în care vor proceda cu această uh, inițiativă, pentru că știu și dâns și că este nesustenabilă în forma în care au propus-o. De aceea e nevoie de un program mai complex. Asta de aceea că noi de am și... ieșit cu un program de guvernare. Altfel era foarte a. simplu să ieșim noi, în ianuarie, cu o propunere de uh, reducere a fiscalității, care nu e așa să uh, facă valuri în. Uh, în rândul publicului și să arate ce bune intenții avem. Noi am procedat foarte serios și profesionist și am venit cu o ofertă cu ele, la întreaga economie și o ofertă care vizează nu numai economia, ci întreaga societate este românească. Este vorba despre multe capitole. Cine sunt cei experți în mediul privat despre care vorbiți? Bun, eu îi cunosc, dar nu ar fi delicat din partea da. mea să le, le dau numele. Am stat de vorbă cu 2-3 dintre ei. Rămâne la latitudinea lor dacă vor să-și devaleze contribuția la acest proiect de cod fiscal al unui partid de stânga. Nu e nimic, până la urmă, nu e nimic rău în asta. Adică nu, un expert spuneți, solicitat dacă vreau... adică Ei au făcut un, un program însușit apoi de Partidul Social Democrat, dar care, din câte spuneți dumneavoastră, nu stă în picioare. E, cum spuneam și recent, într-un alt dialog cu un confrate de al dumneavoastră, nu era treaba expertului să spună ce e sustenabil sau nu. Acolo e treaba politicianului. Victor Ponta, politicianului Vulcov, să spună ce este posibil. Nu-i de ajuns da. să faci bine în politică, trebuie să faci binele care e posibil. Altfel, acel bine se transformă în bune intenții care pavează drumul spre, spre iad. Și eu cred că nimeni nu vrea să ne întoarcem la o politică fiscală fantezistă, la o abordare superficială a fenomenelor economice și a mediului de afaceri. Cred că trebuie să fim, în primul rând, responsabili. De aceea am spus din capul locului: responsabilitatea aceasta se traduce în măsurile fiscale, în primul rând, în păstrarea echilibrelor financiar-bugetare, în al doilea rând, în completarea veniturilor la buget printr-o mai bună colectare și combaterea evaziunii fiscale, pe o altă credibilitate, creșterea investițiilor în economie și abia apoi putem să ne punem problema dacă uh, impozitele pot fi sau nu scăzute. În principiu, sigur că o reducere a TVA-ului încurajează consumul, chiar producătorii da. autohtoni, fără îndoială, dar dacă această măsură bună o arunci pur și simplu în vâltoarea economiei fără să o pregătești, nu produce rezultatele scontate. Mai are România, domnule Cătălin Predoiu, nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional? Asta trebuie examinat fix acolo în septembrie 2014, când se încheie uh, actualul acord. În orice 2015. caz, de, uh, 2015, mai iertați, în orice caz, uh, pe termen lung, eu văd această cooperare cu fondul ca un atu al României. Foarte concret. Dacă ai un acord cu fondul, în orice formă, Polonia, de exemplu, are un acord da. extrem de flexibil. Dar nu întâmplător, pentru că ei știu că un, o cooperare, un parteneriat cu fondul, cu Banca Mondială, Uniunea Europeană dă o altă credibilitate a economiei și guvernului. Concret, poți să absorbi fonduri europene cu, finanțare, cu o finanțare mai mică și, concret, poți să discuți cu un investitor, cu un mare investitor care ar vrea, de exemplu, să-și placeze instalații industriale în România, în condiții în care te prezinți uh, cu o economie garantată în privința stabilității. Marile investiții nu vin în zone de turbulență economică. Ori, marele atu al unei astfel de, a unei astfel de relații cu fondul monetar este că prezintă investitorilor serioși o garanție că echilibrele sunt sub control în economia respectivă. Cătălin Predoiu, prin vicepreședinte al PNL, invitat la RFI, este ora 9 și 34 de minute. Vorbiți într-adevăr în acest program despre multe domenii ale societății, despre sănătate, despre educații, cărora vreți să le, educați, să le alocați câte 6% din produsul intern brut. V-aș întreba, apropo de sănătate, cum faceți să opriți exodul medicilor? Aveți vreo idee concretă? În sănătate există, am spus, un trio al nefericirii între, între medic, pacient și, și guvern. Acest cerc vicios trebuie rupt de către guvern. Numai el este în măsură să uh, schimbe cauzele care au condus uh, la uh, această situație de, de, de limită în sistemul sanitar. Și tot poate fi făcut altfel decât oferind medicului, un parcurs profesional de lung termen, nu poate fi altfel decât recâștigând demnitatea profesiei de medic, nu poate fi făcut altfel decât începând să investești în educație și să schimbi modul de gândire cu privire la fondurile alocate educației și sănătății, care nu sunt cheltuieli, sunt investiții. E cu totul altceva. Deci, atât medicul cât și dascălul trebuie să beneficieze de o atenție și legislativă, dar și financiară pe termen lung. Statele care și-au rezolvat problema uh, sănătății, problema educației, au făcut-o investind constant pe termen lung și făcând din ele priorități. De aceea programul nostru începe cu educație și continuă imediat cu sănătatea, pentru că sunt cele două uh, sisteme care ridică în mod substanțial calitatea vieții vorbiți mult, este un capitol dedicat infrastructurii, unde se vorbește evident despre autostrăzi, despre terminarea autostrăzii de la Constanța, despre infrastructura de vești și sunt multe capitole acolo, dar mă uitam pe programul PDL de acum șapte ani, din 2008, unde se vorbea și acolo despre încheierea coridorului de la Constanța, și ceva de kilometri, Terminarea autostrăzii Transilvania, Comarnic, București, toate acestea trebuiau să fie terminate până în 2013-2014. Și vă întreb de ce v-ar crede cineva acum când programul din 2008 a ieșuat? Nu numai programul din 2008 a ieșuat, a ieșuat programul din 2012 al, al, al PSD-ului, da, care nu, e de a de la guvernare. Bun, e foarte adevărat. Ce vreau să spun că avem o problemă de, de sistem. Și nu e vorba doar de o infrastructura rutieră, noi ne ocupăm și de cea feroviară care este într-o stare deplorabilă în ceea ce privește mentenanța și gradul de securitate acolo pe alocuri. Al și programul de acum șapte ani spunea lucruri acord. bune. Și noi asta mă întrebați de ce v-am crede pe dumneavoastră. Păi, în primul rând pentru că ceea ce am făcut sau ceea ce am spus că fac în Ministerul Justiției, asta am făcut. Că oriunde am avut un parcurs profesional, mi-am fixat obiective și le-am lăsat în urmă îndeplinite. La fel am făcut și în mediul privat. Garanția unui program este dată de oamenii care sunt chemați să-l să aplice. Și de aceea va fi foarte importantă și lista guvernului propusă atunci când va trebui să fie propusă, la momentul potrivit. Pentru că oamenii, într-adevăr, cum a spus noastră, au mai cunoscut programe, au mai citit programe, unele mai bune, altele mai puțin bune, unele mai superficiale, altele făcute pe îndelete, cum e și acesta. Probabil că cel mai complex program... Cât v luat uh... să lucrați -le? Cât ați lucrat la Am început din chiar primele discuții cu colegii, le-am organizat lucruri în decembrie și s-a lucrat pe parcursul lunii ianuarie și februarie. Nu am lucrat singur, evident. Asta e un efort de echipă și doresc să mulțumesc acestei echipe. Cam câți oameni ați lucrat la păi, au fost grupul de lucru compus din aproximativ 20-24 de persoane, dar la rândul lor acești colegi au avut în spate echipele lor. Deci pot să spun că au fost chiar zeci de oameni implicați. Iar acum e implicat întreg partidul, pentru că l-am distribuit în organizații pentru îmbunătățiri. O să-l discutăm cu mediul de afaceri, cu sindicatele, cu mediul academic. Deci este un efort profesionist și un efort care nu vizează doar reducerea cotei TVA ca să dăm puțin praf în ochii lumii. Nu, este un efort serios pe termen lung care se vrea predictibil și care, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie dublat de o echipă guvernamentală formată din oameni care prin ei înșiși sunt garanții de încredere, cel puțin până când lumea începe să vadă ceea ce am spus și să îndeplinește. Și facem. Când vom cunoaște echipa guvernamentală? Cunoaștem prim-ministru, ați avut un cabinet din umbră la un moment dat. Când vom cunoaște echipa guvernamentală? Că depinde foarte mult de ritmul negocierilor politice pentru crearea unei noi majorități. Pentru că acum lucrurile ar trebui să fie ceva mai, mai simple. Până acum s-ar putea discuta doar din perspectiva unor interese politice de partid. Acum putem să discutăm cu alți parteneri politici pe baza unui program pentru România, pentru țară, care la rândul, ei, la rândul său este acordat cu platforma prezidențială. Asta a fost o altă caracteristică a acestui program. Vizinea pe termen lung decurge din faptul că ne-am dorit o conjugare între viziunea guvernului și viziunea președintelui pentru ca lucrurile să aibă eficiență. A existat vreo discuție cu președintele? Din în păcate, timp, da, în, trecut, din păcate, lucrurile s-au fracturat și din această diferență de viziuni. Uh, deși deci sunt poate generos, când spun viziuni, de mai degrabă de interese între, între guvern și președinție, între prim ministru și președinte. Ori cred că un atu ar fi să venim cu o ofertă, pachet, cu o ofertă care um, garantează coerența prin însăși programele care sunt acordate. Programul guvernamental al PNL-ului decurge în mod firesc. Ați vorbit cu președintele Ioanis în perioada aceasta? Am vorbit atunci când era președinte, încă președinte, după alegeri până la depunerea jurământului, și împreună am organizat această acțiune politică până la urma partidului. Uh, alături de ceilalți doi copreședinți uh, care ulterior au ocupat uh, pozițiile de conducere ale partii respectiv domnul Blaga, doamna Gorghiu și este un efort, cum spuneam, uh, făcut în detaliu, profesionist. Și cum vedeți dumneavoastră trecerea la pasul următor care ar fi preluarea uh, puterii, adică acum aveți programul pe care puteți discuta cu alte uh, formațiuni, care ar fi calendarul? Una, nu este un calendar pe care uh, să ne-l fixăm uh, în mod ferm. Până apoi, mine, trebuie să intrăm la guvernare. Cred că trebuie să ne asigurăm, în primul rând, de faptul că cei cu care discutăm sau vom discuta, cu adevărat, împărtășesc această viziune. Pentru că, domnule Niculescu, eu am, deși nu am o mare vechime în politică, eu știu ca, ca membru al unui partid politic, totuși am petrecut câțiva ani în mai multe guverne și pot să vă spun că uh, există o zi foarte importantă, a doua zi de după ce preiei guvernarea. Adică nu se termină totul uh, în momentul în care depui jurământul și ai ajuns la Palatul Victoriei, abia începe totul acolo. Deci există o zi după, ziua de după ce ai preluat guvernarea. Ei bine, ce faci în acea zi de după? Dacă atunci încep să te gândești. Știți pe cine punem dincolo? Știți, dar aici e poziția noastră. Dincolo trebuie să fie a voastră. Hai să facem un schimb. Și să pierd din ședința de guvern cu lucrurile astea, atunci oamenii n-au câștigat nimic. Dacă a doua zi după guvernare spui problema bună, regulă și acum ce facem? Ce facem cu educația? Ce facem cu sănătatea? Oamenii n-au câștigat nimic. Dacă în momentul în care pui astfel de întrebări ai în jurul mesei trei răspunsuri, și după aia încep negocierile în spate, se oprește ședința de guvern și se retrage da. uh, uh, guvernul în coaliție, să discute în coaliție, ce să ai o problemă. Ori, eu cred că eficiența pentru oameni, pentru cetățenii, ar putea fi dată de stabilirea lucrurilor încă de la început. Domne, în educație, ce facem? Ce facem ca să ajungă, de la lucrurile simple, mm -hmm. manualele școlare la timp pe băncile elevilor? Vă aduc aminte că și acum, și acum, nu. Nici, adică nici până în ziua de azi nu s-a răspuns pentru uh, întârzierea în a manualelor școlare. Deci, astea sunt e... lucruri simple. Ce facem cu cariera dascărilor? Cum îi recrutăm? Cum le oferim un pachet salarial prin lege care să fie garantat? Cum îi uh, convingem să meargă în zone rurale unde avem uh, practic absența acestui serviciu public foarte important? Știți că din învățământul superior. Abia 5% dintre studenți provin din rural. Știu, ați spune și dumneavoastră în programul de guvernare. E în o dramă asta. În cât deci timp? toate lucrurile astea trebuie stabilite înainte. În cât timp va lua ca să stabiliți aceste lucruri? În așa fel încât partidul dumneavoastră să fie la guvernare în locul PSD-ului? Care este momentul pe care totuși spuneți că nu decidem de azi pe mâine, dar atunci ce faceți? Așteptați până în 2016? Eu m-am pronunțat încă de după alegerile prezidențiale, destul de repede, uh... Unii m-au criticat atunci spunând că mă pronunț chiar prea repede yeah. cu privire la faptul că acest guvern nu mai poate servi țara. Și am să spun de ce. Pentru că nu poți servi țara în absența unei credibilități. Nu funcționează circuitele economice. Chiar dacă din spate îți vin niște cifre macroeconomice, hai să spunem, liniștitoare. Ți-a crescut exportul. Bine, dar hai să ne uităm de ce a crescut exportul. A fost conjunctural doi ani de zile la rând. Există dezechilibre în economie, adică numai anumite zone din, 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 industrie, din economie îți fac export, respectiv industria auto no. și uh, agricultura în principal. Iar acolo la agricultura, jumătate sunt produse finite. De deci, ce o problemă de dezechilibru ai? Poți să o rezolvi? Nu poți să o rezolvi fără investiții. Ca să ai investiții, trebuie să ai credibilitate. Ori. Absența acestei credibilități blochează numai investiții străine. Eu vorbesc chiar de circuite economice interne. Mai spus asta. Sunt blocate. Nu se cheltuie. Banii nu circulă în economie. Nu se creditează. Nu se cheltuie. Vorbim de o economie care este quasi blocată, chiar dacă azi nu se vede lucrul ăsta. Și nimeni nu spune și lucrul când ăsta. nu va mai Or, fi acest guvern? Cu govern, și mai, alt mai alt... repede, cu atât mai bine. Dar vor spus. toți oamenii mm -hmm. din partidul dumneavoastră acest lucru. Uneori ai impresia că nu trage toată lumea la fel. Până la urmă, e și problema noastră a liderilor să capacităm partidul. Oamenii urmează liderii care împing, trag înainte, nu? Și ies la ofensiv la cucerirea opoziției politică, argumentând și de ce. Și eu cred că noi am argumentat de ce. Iar acest program este un, pris, un prim pas. Către Simțiți că îi motivează programul pe oamenii din partid pentru a dori să facă pasul de a trece la negocieri ceva mai apăsate cu alte partide? Modul în care uh, au fost tratat până acum acest efort, faptul uh, că am fost căutat de foarte mulți colegi și vă mă mărturisesc că n-am reușit să stau de vorbă cu toți, uh, pentru că am spus că e și o parte a doua, e și o a doua etapă de dezbatere internă în partid. Am lucrat mai mult în grupul de lucru uh, de cei 20-24 de colegi Um, dar această <coughs> efervescență, acest interes pe care l-a suscitat acțiunea noastră, mă face să fiu optimist și pentru etapa următoare. Dă-ți-mi niște nume de oameni pe care îi vedeți neapărat în guvernul pe care l-ați conduce dumneavoastră. N-am să vă dau niciun nume pentru că trebuie să fiu mandatat să vă dau un astfel de nume. Pot să vă spun însă că, din punctul meu de vedere, trebuie să fie persoane care, prin ele însă, să reprezintă o garanție. Din ce perspective, în ce criterii? Oriunde ar fi activat, în public sau în privat, să fi făcut proiecte concretizate, proiecte încheiate. Deci nu doar viziuni, ci și lucruri realizate. Pentru că viziunea e, o, e, o, e un aspect interesant și și important. Trebuie să ai viziunea asupra unui, unui sistem. Dar trebuie să ai și priceperea și abilitatea necesară să spui viziunea în practică. Cum spuneam, recent pe tablă poți să scrii orice tabla suportă orice. Dar chiar și o idee bună scrisă pe tablă necesită anumite calități pentru a o implementa. Necesită calități pentru a explica oamenilor ce vrei să faci. În primul rând, propria echipă trebuie să fie convinsă. Dacă nu-ți convingi propria echipă de viziunea ta, nu vor, nu vor trage, nu te vor urma. Trebuie să explici publicului care te adresezi ca să susțină, să ai răbdare, să înțeleagă că pot fi și pași înainte și pași înapoi, că e de la capăt, construiești, dar că ai o viziune, ai un un cap compas pe care îl ții și care până la urmă te duce la destinație. Ori trebuie să fie oameni care au mai ajuns la destinație. Nu numai oameni care au spus, iată, asta e călătoria, nu numai oameni care au spus, să încep să fac călătoria, oameni care au ajuns la destinație pe călătoria pe care și-au fixat. Și aveți astfel de oameni suficienți în noul Partid Liberal? Dacă nu aveam încredere în acest partid, nu eram în el în momentul ăsta. Justiție, domnule Cătălin Predoi, a fost ministru al justiției. Ce vedem în zilele acestea la televizor și în viața publică este un semn pentru dumneavoastră că justiția funcționează? Mă refer la arestări, condamnări... Știți că eu n-am avut nevoie de aceste semne televizate și de spectacolul mediatic care, să spun, e inerent. Adică nu poți să-l oprești, presa e liberă... Se comportă în cum crede că trebuie să se comporte fiecare jurnalist. Dar semnele pentru mine au fost mai de mult, au fost chiar din perioada în care eram ministru al justiției și au, primul semnal, dacă vreți, pozitiv, a fost atunci când uh, am început să uh, primesc semnale, am început să simt înțelegerea sistemului, acceptarea sistemului de a pune în operă reforma legislativă, pentru că n-a fost greu, n-a fost, fost ușor, pardon, a fost ceva foarte greu pentru ei și e meritul lor că au, au acceptat și au, au tras uh, pentru această reformă. N-a fost ușor nici să scriem legile, dar, cum spuneam, uh, e și la fel de greu să pui în aplicare ceva scris. Uh, să pui în aplicare, într-o perioadă de câțiva ani de zile, nu știu, peste 15 acte normative importante în sistemul judiciar și sistemul să nu se gripeze, vă aduc aminte de... Discuțiile pe care le aveam chiar la această masă, cu ani în urmă, și în care îmi spuneați: vin semnale că se va bloca sistemul, se va gripa justiția, o să fie blocate instanțele, oamenii o să-și vadă dosarele blocate și așa mai departe. A fost o măsură cu risc, e adevărat. Dar Acum am te... avut încredere că este ceea ce trebuie să facem și am avut încredere în calitatea muncii echipelor care au lucrat. Ori, acele semne pentru mine de atunci mi-arătau că sistemul s-a pus în mișcare. Nu e nicio mirare pentru mine. Există riscul unui alt blocaj, spun mai multe voi din societatea românească, chiar și din zona guvernamentală, din cauza tuturor acestor acțiuni, nu mai semnează nimeni nimic, Vorbim despre cei din administrație și mă uitam pe cifrele venite la începutul uh, acestei luni, cifrele pe luna ianuarie, bugetul a avut un excedent da. de aproape un miliard de euro, uh, au crescut puțin în casările, dar acest excedent este cauzat în mare parte de scăderea cheltuielilor, 25% la bunuri și servicii, nimeni nu mai semnează nimic din cauza DNA-ului. Așa se spune, da, Deci. bun. Și eu spun așa, că acel lider politic și administrativ care spune în subordinea nu se mai semnează nimic, să plece acasă. Pentru că e treaba lui să explice oamenilor ce trebuie să facă, să citească legile, să-și asume răspunderi. Dacă ești prim-ministru și nu poți să faci administrația să te urmeze și să semneze, asumându-și răspunderi potrivit legilor, atunci du-te acasă. Dacă ești director undeva și cei cinci oameni din subordinea spun nu mai semnăm că ne e frică. De ce să vă fie frică? Citiți bine legea, asumați-vă un act de oportunitate corect și încadrați-l în lege. Nu poate să îmi pretindă cineva că toate legile din România sunt strâmbe. Eu nu cred lucrul ăsta. Sunt, cum să spun, incoerențe legislative, dar trebuia să le repare până acum, de trei ani de zile. Adică, astea sunt povești. Ca și, ca și cu ANRP-ul. Să plânge domnul Ponta cu de ANRP, dar trei ani de zile a fost acolo. Pe, în 2012, când a venit la guvern, a găsit o lege pe masă, făcută inclusiv cu reprezentanții CEDO. De deci ce a mai durat un an până în 2013 să treacă prin Parlament? Legea de 165 în 2013. Și acum vii și spui, știți, ne, ne sancționează justiția. Nu e doar vina acestui guvern. Eu o spun foarte clar. Este o vina mai multor guverne. Vine, e vina Parlamentului, e vina unui sistem politic care n-a știu ce vrea cu aceste uh, proprietăți și restituirea lor. A modificat legea în nenumărate rânduri, au schimbat viziunea asupra, asupra soluțiilor, ceea ce a condus la situații tranzitorii, cu, cu jurisprudență neunitară, blocaje, etc. Dar nu poți să vii să spui totul se datorează trecutului. Cum interpretați această demisie în bloc de la conducerea NRP? Bun, au ajuns cu, cu spatele la zid, trenând rezolvarea problemei, uh, pentru că s-a pierdut totuși încă un an din 2012 în 2013, lucrurile din urmă erau foarte complicate, probleme mari de corupție, într-adevăr. În uh, la urmă, cred că aici soluția tot, uh, tot o înțelegere cumva uh, transpartinică pe o lege sau pe o soluție administrativă care să funcționeze garantat mai mulți ani de zile cu un morator, dacă se mai poate un că au tot fost moratorii nenumărate în care trebuia să rezolve problema. Asta spun. Că în 2012, pentru a evita pierderea aproximativ 50.000 de cazuri aflate pe rolul CEDO, s-a realizat un proiect de lege în uh, dialog profesional cu câțiva reprezentanți ai CEDO, astfel încât lucrurile să intre într-un făgaș. Și acea lege treia rapid rapid promulgată încă din vara anului 2012, rapid adoptată, promovată de guvern în Parlament și adoptată. Apropo de ANRP, mai multe publicații au scris, une, am putea numi chiar <coughs> o campanie, despre dumneavoastră în ultimele zile, amintind că sunteți cel care a propus-o, cel care a propus-o pe Alina Bica în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. De ce? Da, e o campanie mincinoasă. Foarte simplu. e minciuna. Minciuna constă în faptul că numirea mi-a aparținut. De fapt, adresa de la minister care a plecat către, conform legii către uh, guvern a indicat toți responsabilii de rang cerut de lege care puteau ocupa acea poziție. Respectiv cei doi secretari de stat din minister, Bica și Barac la momentul acela, și un secretar general, domnul Tănăsescu, la acel moment. Dacă dumneavoastră era secretar general sau secretar de stat în minister, pe lista apare și domnul Luca Niculescu. Pentru că acea instituție care se cheamă NRP-ul este autonomă. Nu funcționează nici în subordinea MG-ului, nici în subordinea altui minister. Ea este compusă în conducerea ei din oameni care sunt numiți din anumite ministere pe un anumit rang administrativ de către premier. Ori toate ministerele au trimis adrese cu toți angajați, mă rog, toți reprezentanții care aveau o rang administrativ necesar pentru a fi numiți în comisie. Eu am văzut un document care purta semnătura dumneavoastră Pistă. în care apărea numele doamnei uh, Alina Bișa. Și mai sus, dacă citați, vedeți și alte nume. Erau două nume în ce am văzut. Pe asta eu, vă, vă, vă spun. Că erau doi secretari da. de stat. Ambii au fost trimiși pentru a fi o decizie la nivelul guvernului. Deci asta pentru că, spuneți dumneavoastră, pentru, pentru că, că legea erau, cerea. Erau cele două persoane care îndeplineau condițiile. Încă o dată, dacă nu astea ați erați atunci sectar de stat, apăreați pe listă. Pentru că era obligatoriu prin lege să. Eu am făcut un, ca orice ministru, un demers de informare și de asumare că informația este corectă. În Ministerul Justiției, la acel moment, Sectar de stat sunt cu tare, cu tare, generale cu tare. Și pus pe masa guvernului. Și cum vă explicați aceste articole la adresa dumneavoastră? Le explic printr-o, cum să spun, iluzie pe care și mai fac anumiți politicieni că în felul ăsta mai poți să faci politică în România. Eu am informat postul de televiziune respectiv, chiar din ziua respectivă, am discutat cu directorul, i-am dat informația corectă, am pus pe Facebook informația corectă, am publicat informația corectă, am rugat doar ca din 5 în 5 minute, dacă din 5 în 5 minute se difuzează o informație mincinoasă despre mine, în pauza dintre cele 5 minute să dea și dezmințirea mea. Nu s-a întâmplat nici până azi acest lucru, continuă campania, va mai continua, asta e viața. Am văzut că ați spus pe Facebook și că nu ați fost chemat la DNA. Nu, nu am fost Deci cum să, să să uh, uh, cum să spun. la Asta nu este cum să spun, parcă ești tampilat oricine merge la DNA, automat devine vine... Uh, reamintesc că un om până când nu-i condamnat definitiv, inclusiv cei care sunt și în judecată, sunt nevinovați. Deci, o a vizita o instituție statului nu e nicio rușine și nicio vulnerabilitate, dacă n-ai nimic de ascuns. Dar, dincolo de toate aceste considerente principiale, vă spun că, în acest moment, nu am fost invitat la, nici la DNA, nici la altă secție de poliție, nici nicăieri. Da. Ați putea fi chemat? Din punctul meu de vedere, nu am nimic de ascuns. Deci, din punctul meu de vedere, nu văd de ce, am dat toate explicațiile public, dar, încă o dată, spun, nu văd în această. Uh, perspectivă uh, pentru un om care să știe onest, care știe ce a făcut, vreo problemă. Am văzut că ați dat ieri o declarație la ziare.com în care vorbeați despre visul dumneavoastră privind uh, cetățeanul României cu laptop pe umăr, uh, cu acțiuni la bursă. Uh, acesta este... Așa Bă, trebuie să arate românul de mâine? Nu, cu într-o economie fiecare până să la câștige urmă, banii pe bursă? Știți, uh, domnul Niculeascu, fiecare va merge... Cu geanta pe care o vrea pe omăr, că oamenii sunt liberi, unii vor purta laptop, alții sacul cu mingea de basket, fiecare ce dorește să facă. Dar am spus în câteva cuvinte, m-a întrebat jurnalistul meu, să lăsăm principiile și lucrurile abstracte. Concret, cum vezi, cum vezi pe stradă oamenii, cum vezi România în următorii ani? Văd o România ambițioasă, adică o România în care fiecare om are un culoar, are un, o perspectivă și ales un drum. Uh, își caută fericirea, cum să spune, nu? În Constituția Statelor române. Fiecare om e liber să-și caute fericirea, dar trebuie să aibă și oportunități. Ori aceste oportunități țin și de acțiunea guvernamentală, de buna guvernare în anii care vin. Uh, și mai văd România într-un fel. Văd România în viitor, sper, cu un premier onorabil. În cât timp vă vedeți premier, domnule Cătălin Predoiu? Nu e vorba de persoana mea aici. E vorba de faptul că avem nevoie de un guvern de credibilitate. Dar în cât timp dumneavoastră vă vedeți premier? Eu sper ca Partidul Național Liberal să ajungă cât mai repede la guvernare. Sper Azi? ca Partidul Național Liberal să ajungă cât mai repede la guvernare și să-și pună în aplicare proiectele. Adică nu să ajungă la guvernare, punct să-și pună în aplicare acest program. Este, dacă, dacă sună vreți... Aproape ca un avertisment la adresa colegilor de partid. Nu, adică... este, dacă vreți, o, 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 o poziție în care cred și e onestă. Și semnalul trebuie să fie, sau trebuie înțeles semnalul din nou. Toată lumea vorbește de semnalul din 16 noiembrie 2000. A devenit un light motiv al politicii. Dar hai să vedem ce înseamnă acest semnal. Vorbind atât de des, desăriși... Ori acest semnal înseamnă foarte clar, dumne, veniți să faceți ceva. Nu veniți doar să veniți. Cătălin Predoiu, prin vicepreședinte al PNL, mulțumesc mult pentru prezența în această mulțumesc. emisiune. Aici se încheie invitatul dimineții. Este 9 și 59 de minute. Ne reauzim în curând la RFI. Urmează jurnalul peste câteva zeci de secunde alături de Andreea Pietroșel.